salut data frumoasă. Dar într-un Lamborghini, Lamborghini da. Să le vândă mașina. Mașina pe care o să o cumpăr eu are toate dotările, efectiv 99% full. Ah. Dar cam așa o să arate. Apoi nu v-a promis fratele vostru că se apucă de daily vlog din ala puternic, pentru că am văzut o mare, mare susținere la ultimul vlog cu Andreea Bostănică. Am zis, băi, e momentul să ne apucăm de daily vlog. Așa că nu uitați ca înainte de a începe acest vlog să rupeți acolo butonașul de like, să-l bubuiți, pentru că o să începem cu vloguri din ce în ce mai interesante și ăsta e unul dintre ele. Pentru că astăzi mergem să dăm avansul pentru noua mea mașină. Da, guys, ați auzit bine? Mașinuța asta frumoasă care a fost lângă noi multă vreme și ne-a ajutat și ne recunoaște lumea în continuare și lumea iubește mașinuța asta pentru volantul ăsta, pentru foliile astea. Să știți că eu nu prea am tunat mașina asta, cine știe ce, adică i-am pus așa o folie, o hau-hau, dar mașina asta este iubită de foarte, foarte mulți dintre voi, dar vă promite fratele vostru că următoarea mașină va fi și mai iubită. Nu spun încă despre ce mașină este vorba, vă spun doar că va fi o mașină bombă, rău, rău de tot. Nu vă spun nici prețul, nu vă spun nimic, dar le veți afla. De marcă o să vă dați seama, pentru că fratele vostru nu poate să se despartă de emblema asta. Nu știu, nu m-aș vedea pe mine într-un Audi, Mercedes sau altceva. Poate m-aș vedea într-un Lamborghini. Lamborghini, da. Nu mai ne lungim cu vorba, pentru că sunt pe super mega grabă. Trebuie să ajungem la reprezentanța de mașini, de unde să-mi cumpăr noua mașină. Nu știu de voi, dar mie o să-mi fie foarte, foarte dor de mașina asta. Vreau să scrieți în comentarii dacă și vouă o să vă fie dor. Nu știu, am trăit foarte, foarte multe lucruri în această mașină. A fost și prima mea mașină și de prima mașină îți lege anumite sentimente. Nu mai am răbdare, deci nu mai am răbdare, efectiv. Am ajuns la automobile Bavaria, aha, wow. V-am spus eu că nu pot să mă despart de emblema aia de la BMW, frate, nu știu, mi s-a băgat în sânge, am BMW în sânge și nu pot să mă despart de marca asta, efectiv. Hai să dăm avans. Suntem aici alături de Ciuc, Ciuc care o să ne vândă mașina. El a găsit-o, este cea mai bombă mașină, efectiv. Adică pe lângă modelul. Ce mașina este? Ce mașina este? Deci pe lângă că modelul îmi place la nebunie, mașina pe care o să o cumpăr eu are toate dotările, efectiv 99% full. Ah, și acum dăm și noi avansul, facem toată treaba ca la carte, urmând ca peste, nu știu, în jur de o săptămână să primim și mașina. Până să fie cât mai repede, că nu mai am răbdare și cred că nici voi nu mai aveți răbdare. Dar urmăriți-mă în continuare pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu toate. Noi acum ne apucăm de lucruri serioase, de semnat acte și de dat bani și de luat bani și de din astea și după revenim. Tocmai ce am terminat cu actele, am plătit și avansul, mașina normal acum este cam 50% a mea, să zic așa. Dar vreau să vă mai spun că în fiecare zi văd mașina asta pe stradă și îmi întoarce mereu privirea și m-am îndrăgostit de ea, efectiv. Deci nu pot să vă descriu dragostea mea pentru un lucru material. Nu am crezut vreodată că mă pot îndrăgosti de un lucru material, dar am făcut-o și nu-mi vine să cred că în momentul ăsta sunt la atât de aproape să iau mașina. Ești de bun la cap. În momentul de față sunt lângă mașina pe care urmează să o cumpăr, dar nu este gen asta, este gen același model cu mașina pe care urmează să o cumpăr, dar nu este asta. Mașina mea este în Germania, are devenit, dar cam așa o să arate. Vă dați seama că nu vedeți că am blurat-o, vă dați seama că nu vă zic, dar v-am zis deja, fraților, este un BMW, o să fie bine. Nu vă spun nici ce motorizare are, nu vă spun cam nimica, dar o să fie genială. Hai că în drumul nostru am reușit să oprim și la băieții noștri de la Keep Footwear Clean. Avem aici un portbagaj, pe lângă multitudinea de lucruri, avem un sac. Eu zic că cântărești undeva la 50 de kilograme. Mamă, să moară Jackson, care este plin de Adidas. Sunt o mare parte din Adidas și pe care i-am eu, care s-au deteriorat cu timpul, care s-au decolorat, care s-au murdărit, care au pățit tot felul de chestii. Și țin foarte mult la perechile mele de Adidas, sunt foarte nebunit după Adidas, iar băieții de aici mi-au promis niște magie în legătură cu Adidas și vom vedea și niște before-uri și after-uri la mine pe story. Dar acum hai să facem pe Moș Crăciun, că a ajuns Moș Crăciun mai devreme să moară Jacksona. Mamă, mă dărâm, asta e de bun la cap, că voi face eu sală, dar să moară Jacksona. Hai să ducem Adidas și să vedem ce se întâmplă acolo la Keep Footwear Clean. Dacă aveți și voi Adidas de curățat sau de recondiționat, eu vi recomand cu mare, mare, mare drag și o să vedeți procesul la mine pe story. Hai să mergem să ducem Adidas. Bă, fraților, credeam că eu am multe perechi de Adidas. Uitați-vă aici. Bă, frate, și pe jos. Mai aici se spui Adidas și la intrare, să mă rog, să uitați-vă și voi câte perechi de Adidas. Și mai sunt și acolo. Dar astea sunt și la vânzare? Poți să și cumperi Adidas de aici? Da. Să moară Jacksona, e paradisul Adidasilor aici, să moară Jacksona. Pentru că mă roade curiozitatea de fiecare dată să văd cum se lucrează, ce se face. Că și eu am Adidas și eu am încercat să-mi mai curăț, am venit aici direct în spate unde se lucrează și unde se curăță Adidas și se fac ca noi. Și suntem aici cu băiatul nostru și vedem deja un prim proces. Bine, ne-am văzut Adidas și că deja s-au apucat băieții de treabă. Direct. Nu mai vedeam niște TikTok-uri din alea în care sunt unii chinezi, nu știu ceva, și pun piciorul, ai văzut?
și dau cu spumă, dau cu cârpă, bam, se fac alii. Bă, ești nebun, deja s-a curățat? Ce e asta, frate? E substanța interzisă, e... Elementul X. Elementul X, ați făcut voi o creație. Uite-te la X, s-au curățat, e nebun la cap. Cred că ați observat de la începutul vlogului că am un mare raton în cap, efectiv, și trebuia să mă tund neapărat. Și am venit la frații noștri de la Vagabond Hair Academy, Hair Studio. Am venit la alinul nostru să ne facă și pe noi frumoși. Hai să mergem înăuntru și să ne tundem. O să renunț la părul ăsta al meu mare și o să mă tund mai scurt sus ca să mi-l aranjez în sus, pentru că doamna dermatolog, când am fost ieri la ea, mi-a spus că am avut foarte, foarte multe impurități în frunte din cauza bretonului pe care l-aveam și eu tot transpirând, tenul a fost afectat și de asta am renunțat la breton. Acum nu vă zic și voi să renunțați la breton, însă eu am luat decizia asta, așa că revenim la vechiul picant, vechiul păr. Suntem și la sesiunea de relaxare, fraților, pentru că, nu știu, frate, dar mereu când vin aici, plec și cu cel mai șmecher look și plec și cu o relaxare de asta nebună rău de tot, că băieții sunt bine rău de tot, cu masaje, cu din astea, cu hau-mau, cu miau-miau. Nu o să renunț încă la culoarea din capul meu, o să rămân în continuare blondul ăsta așa gri, pentru că îmi place și cred că mă caracterizează. Dar dacă o să fie cazul, poate cine știe, mai adăugăm și ceva culoare în el, dar acum depinde de voi dacă vreți să mai schimbăm ceva la păr. Guys, am ajuns la momentul în care efectiv o să scăpăm de tot blondul din cap. Acum ce mă bucuram și eu că am trimis de astea nebune și acum gata, papa blondul. Pentru că efectiv gen vreau să-l ridic în sus, nu vreau altfel și nu mai e blond. Deci de mult cred că o să mai rămân un mini vârf. Dar asta este, guys, o să-l revopsim, o să venim aici frumos, bam bam, băgăm un blond mai nebun în el. Dar altă culoare nu mă fac, fraților, că nu mai sunt. Am îmbătrânit și eu, am și eu o vârstă totuși, vorba aia. Dar mai că gen spre blonde. Dar te-ai vopsit așa, nu? Nu pot să cred. Natural. Hai mă, pleacă de aici, faci caterică de nimic. Serios, nu m-am făcut vopt mișor. Băi, dar e mișto rău, gen. Mamă, bă, băieți, acum apar carășoa, om, ești nebun la cap. Asta trebuia să fie primul lucru pe care trebuia să-l fac azi, ca să arătau pe toată perioada vlogului, dar asta e. Mai bine mai târziu decât niciodată, știi ce zic? Gata, hau, mau. Băi, acum am stăm mult mai bine tuns așa mai scurt, pentru că sunt și eu mai grăsus la față. Și după nu suntem mai apropiat așa de rău, că după ce cam gropile astea în față, tu mai vrei să mai și accentuezi acest lucru. Mergem acum la sală, băgăm fetele în boală acolo la sală și gata, hau, mau. Gata ziua, gata ziua, gata fata, gata plata.